Rusalile se sărbătoresc două zile la rând. Cunoscută și sub denumirea de pogorâre a Sfântului Duh, este prăznuită în fiecare an după 50 de zile de la Paști. Totodată, astăzi este zi nelucrătoare, întrucât românii s-au bucurat de o mini-vacanță. Pogorârea Duhului Sfânt este una dintre cele mai vechi sărbători creștine alături de cea a Paștilor. Este prăznuită încă din vremea Sfinților Apostoli. În Duminica Rusaliilor, Mănăstirea Cerneț și-a sărbat cu anticipație hramul unde preasfințitul Părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, a săvârșit Sfânta Liturghie Arhierească. Prăznuim momentul în care Domnul nostru Iisus Hristos a trimis pe preasfântul Duh, Mângâietorul, asupra Sfinților Apostoli adunați la un loc. Primind Sfântul Duh, apostolii l-au transmis mai departe prin punerea mâinilor. Această punere a mâinilor se numește hirotonie. Și-au pus mâinile peste ucenicii lor, au hirotonit episcop, preot și diaconi. Până astăzi se transmite harul pe care l-au primit în chip de limb de foc Sfinții Apostoli prin hirotonie, prin punerea mâinilor. Și astăzi arhierei, episcopii, îl transmit mai departe hirotonind preoți și diacon. Astăzi este zi de mare sărbătoare pentru Sfânta Mănăstire Cerneți, unde ne-am adunat împreună pentru a primi Harul Sfântului Duh, care, iată, vine asupra noastră la fiecare Sfântă Liturghie, dar astăzi, mai mult ca oricând, trăim această mare bucurie, pentru că după învierea Mântuitorului Iisus Hristos, am primit, iată, astăzi și arvuna Duhului Sfânt, cel care, iată, astăzi este nu numai în mijlocul nostru, este și în sufletele noastre și cu toții în comuniune de iubire am dat slavă lui Dumnezeu, ne-am rugat pentru a trece prin greutățile prin care trecem cu toții, sperăm să mergem mai departe. Am avut mulți musafiri, am avut pe preasfințitul Părintele nostru Nicodim, care a slujit aici Sfânta Liturghie și ne bucurăm foarte mult pentru aceasta, pentru că în felul acesta, atunci când noi preoții la Sfânta Liturghie spunem că Hristos este în mijlocul nostru, așa ne-am simțit și noi astăzi cu atât mai mult. Și dacă Sfânta Treime este Dumnezeu și Dumnezeu este iubire, iată că iubirea astăzi s-a revărsat asupra noastră, asupra tuturor din prea plin, și ne-am împărtășit de Duhul Sfânt cu toții și ne bucurăm ca și de acum încolo să fim plini de Duhul Sfânt, să urmăm căile dreptei credințe, să urmăm lui Hristos, care iată și-a ținut promisiunea și care ne-a spus că al Mângâietor ne va trimite pe Duhul Sfânt care de la Tatăl purcede. În continuare, astăzi, la Catedrala Episcopală din centrul municipiului Drobeta Turnu Severin, oamenii au participat la slujba Sfintei Treimii. Sfânta Treime este prăznuită a doua zi după Duminica Pogorârii Sfântului Duh, adică în Lunea Rusaliilor. Iubiți credincioși, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că suntem astăzi împreună la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, la această sărbătoare închinată Sfintei Treime. A participat la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie înseamnă a ne veni în fire, înseamnă a ne reactualiza, înseamnă a veni la, prin această slujbă sfântă, a veni la ceea ce am fost noi să fim făcuți cu adevărat, să fim în creștere spre omul desăvârșit. De asemenea, potrivit codului muncii, românii au beneficiat de un weekend prelungit.